În Alești, județul Bihor, 500 de oameni și-au strigat revolta în fața fabricii pentru care au lucrat aproape 20 de ani. N-am primit salariile! De câtă vreme? Păi, de asta e a doua lună! Fabrica de încălțăminte se va închide din cauza comenzilor tot mai mici pentru export. Incertitudinile aduse de Brexit, dar și problemele financiare ale celorlalți parteneri din Europa au lovit dur industria textilă din România. Cei care lucrau pe Anglia au avut o mare problemă datorită cursului. Au avut pierderi de peste 20% și, în general, firmele care aveau peste 80% din producție pentru Marea Britanie s-au cam închis. Pentru a salva industria care ne-a adus profituri uriașe din export, patronatele au cerut ajutorul autorităților. Nu au primit răspunsuri clare. Am fost în niște tratative cu ministrul finanțelor. Practic, pentru salariul minim să nu se plătească impozite și taxe. A fost propunerea. Probleme sunt și cu forța de muncă, asta pentru că cele mai multe salarii sunt minime, adică 1.263 de lei. Rar depășesc nivelul de 2.000 de lei. În România, 9.000 de firme au 400.000 de salariați în acest sector. Am început de când aveam 16 ani, am renunțat la școală, aveam nevoie de un loc de muncă. Răbdarea și meticulozitatea sunt calități esențiale pentru ca bucățile de material să devină piese de lux. Eu mă ocup de controlul de calitate a produselor, în care totul cuprinde măsurarea produsului, să nu cuprindă alții, să fie un călcat impecabil. După controlul riguros, hainele sunt gata de expediere. A fost un best-seller pe piața Americii, am avut repeat-uri după repeat-uri și în ciuda prețului de 1.600 de dolari. În 2018, exporturile în industria textilă au fost de 6,6 miliarde de euro.